Bună, fetelor! Este luna august deja și e momentul să vă arăt ce produse am mai cumpărat. Prin urmare, va fi un haul. Și am destul de multe branduri diferite pentru păr, pentru îngrijirea feței, a tenului, pentru baie și nu vă mai bat la cap. O să începem să le vedem acum pe toate. O să vă povestesc puțin despre comanda care am pus-o cu cei de la Oro și produsele pe care le-am cumpărat de la ei de pe site. Prima este această mască de la Brazil Keratin. Este înfricoșătoare, deci arată horror. Mie așa mi se pare. Aduce puțin cu Iron Man, poate dacă avea un pic de roșu. În orice caz, este o mască care se aplică pe față pentru 20-30 de minute pentru a preveni apariția ridurilor fine odată cu înaintarea în vârstă și multe alte beneficii de care știți și voi. Să-mi lăsați în comentarii dacă sunteți interesate de această mască. A fost până în 20 de lei, 19 sau 18 lei. Mergem mai departe și avem aici burețelul Conjac de la Misha. Se numește exact Misha Natural Soft Jelly Cleansing Puff cu argilă albă. Și a fost tot așa până în 20 de lei, cred că 17 lei și acesta. O să-l desfac acum să vedem. Bun. Să vedem cum arată. Acesta este burețelul pentru curățarea tenului. E foarte straniu la atingere. E prima oară când îl cumpăr. Foarte straniu este la atingere. Seamănă puțin cu, nu știu, ca și cum mai strânge niște griji, probabil cu lapte făcut așa în mână. Cam acea senzație este să puteți face o idee. Și miroase a argilă puțin. Ok. Tot de pe Aura am cumpărat și acest gel de curățare a feței de la Neutrogena. Este pentru matifiarea tenului și pentru curățarea porilor, pentru o folosire zilnică. Are 200 de mililitri și a fost în jur de 23 de lei. Nu l-am mai avut până acum. Sunt curioasă dacă o să fie bun. Deși mai am încă vreo 4 geluri de curățare de față. Da? Nu m-am putut abține, pentru că nu l-am găsit nicăieri în magazin chiar pe acesta și am văzut fete din alte țări care l-au folosit și au zis că e foarte, foarte bun. Ce de la Aura mi-au trimis o mostră de parfum de la Lacoste. Nu cred că este super interesant pentru voi. Cu ce să continuăm? Da. De la Victoria's Secret mi-am cumpărat această paletă de farturi. Să vă arăt. Este Supermodel Essentials Deluxe Face Palette și arată așa. Și să o deschid să vedeți culorile. Aceasta este paleta. Are aici un blush roz, sus un foarte negru cu glitter cu sclipici, aici un maro, pe urmă un cărămiziu și primul este un roz foarte deschis. Sper să vă dați seama de culori. Prima culoare este mată, următoarele două sunt sidefate și a treia este cu glitter. Iar jos, în banda aceasta neagră, este un eyeliner. Sub formă de gel. Nu are pensulă, dar am eu deja și atunci o să le folosesc pe acelea. Deci aceasta este paleta de la Victoria's Secret. Sunt destul de curioasă. Haideți să vedem, de fapt, dacă farturile sunt pigmentate așa super rapid. Să facem un fel de swatch. Acestea sunt fardurile după cele trei degete. Cel roz deschis nu l-am mai testat. Tot de la Victoria's Secret mi-am mai luat ceva. Încă două lucruri. Este vorba despre acest Body Mist Fragrance Mist, zic ei, la 125 de ml din linia Very Sexy. Miroase dulce, plăcut. E mirosul acela lor de la Victoria. Mi se pare că multă din linia Very Sexy și Sexy Little Thing miros destul de asemănător, dar e un parfum plăcut care mie îmi place. Plăcut care mie îmi place. Vă dați seama. Venită de la lucru, după 8 ore, ce aș putea să zic? Continuăm cu acest super porfart. Este o culoare senzațională, mie îmi place foarte, foarte mult, pentru că are motivul acesta cu auriu, are un fermoar în spate,
Așa se deschide și este destul de încăpător. Călătoresc destul de des, fie că merg undeva departe, fie că merg undeva aproape, de ce nu, la o cabană sau la părinții mei. Și atunci constat că portofoartele care le am nu sunt suficient de mari și duc câte 3-4 cu mine, în loc să duc unul și bun, în care să-mi încapă toate produsele, inclusiv pensulele. Continuăm cu DM și am cumpărat de la Balea acest spray pentru păr Beach Waves, vor să zică. Trend It Up. De ce l-am cumpărat? De obicei îmi preparam eu acasă și știu că m-ați rugat să vă fac un do-it-yourself video cum, și să vă arăt cum fac eu spray-ul pentru obținerea buclelor acelea cu efecte Beach Waves. Și totuși am fost intrigată de acest spray, fiindcă era la un preț foarte mic, era la 6 lei în DM, era chiar la reducere și am zis, sunt curioasă dacă unul din comerț este mai bun decât cel pe care îl făceam eu acasă, așa că o să le compar în acel filmuleț pentru voi și o să vă spun părerea mea. Tot din DM am cumpărat de la frate încă un șampon uscat, fiindcă mi-a plăcut acela, l-ați văzut și în clipul cu produse terminate. Și mai am aici o sare de baie cu piersică și pepenă. Mai am un baton pentru baie cu cocos și cred că vanilie. Da? Așa arată. Acesta este suficient pentru două băi. Și cam atât de la DM. O să trec mai departe la Lidl, de unde am luat dischete de machiante de la Sien. Nu le-am găsit pe cele de la ISR și am zis că o să fie ok și acelea. De la Avon am 3 produse. Am rujul, care este și acum pe buzele mele, de la Avon, am mai zis, dar gama este Extra Lasting. Și o să vă fac și un swatch să vedeți. Acesta este rujul și nuanța se numește Vintage Pink. L-am purtat astăzi, fiindcă chiar acum am primit de câteva ore bune, am primit produsele și, bineînțeles, nu m-am putut abține, l-am desfăcut și l-am și probat. Vreau să zic că nu este lasting deloc, deci nu durează pe buze. Simt că trebuie să revin cu încă un strat după cel mult o jumătate de oră. Ceva nu e în regulă acolo. Însă culoare drăguță. Zic că e ok. Tot de la ei, din gama Color Trend această dată, am cumpărat concealerul tip baton în nuanța light. O să fac un swatch din acesta. Pare foarte deschis. Chiar foarte, foarte deschis. O să vedem cum funcționează. Am auzit doar lucruri bune despre acest baton. Eram chiar curioasă ce poate să facă un baton corector de la Color Trend, de la Avon. Așa că ne punem pe testat. Am o boală eu cu parfumurile. Prin urmare am cumpărat Rare Gold. Așa arată sticluța cu acest capac super auriu. Este foarte dulce. Este de seară, de iarnă poate mai mult. Nu mă văd folosindu-l vara, dar e un miros plăcut. Chiar îmi place și persistă destul de bine. M-am dat pe mână de câteva ori și încă îl simt. Este acolo. Are iasomie, ambră, parcă, cam astea sunt notele. De la Ikea am cumpărat această lumânare cu căpșuni. Este o lumânare parfumată. Are o ardere de 25 de ore și am mai avut-o, mi-a plăcut foarte mult. Am zis că să o recumpăr pentru că este și ieftină și foarte, foarte bună. De la Bath & Body Works am cumpărat un, cum îi spune, nu e un decorp, un body soufflé. Ei, Doamne! Este cu vanilie. Wild Madagascar Vanilla se numește și cam așa arată. Capacul este foarte, foarte frumos. O să încerc să-i dau jos sigiliul, dacă reușesc. Este foarte bine pus. Ok. Mici accidente. Deci miroase senzațional.
Nu vă puteți imagina cât de bine... Am vrut să mirosiți și voi. Nu vă imaginați cât de bine poate să miroase acest body suflet, orice ar fi. Este foarte plăcut și pe piele. Vai, abia aștept să-l folosesc. Deci fac un duș după ce termin aici cu voi și o să mă răsfăț cu acest suflet. Prea multe detalii. Ok. Înainte de a merge mai departe, am cumpărat și două produse de la Oriflame. Unul este... Doar două? Nu știu ce, avem impresia că trebuie să fie mai multe. Poate le-am uitat sau nu le-am pus aici. Am cumpărat uleiul de la HairX Restore Therapy pentru vârfuri despicate și păr degradat. Este cu ulei de argan, așa arată cutia. O să vedem acum. Și aceasta este sticluța. Toată lumea zicea că miroase bine și eu vreau să văd cum miroase. Și nu pot să-l desfac. Nu pot. Și nu mă pot da acum pe mână. Pentru că o să murdăresc obiectele care urmează. Da. O să vă zic dacă miroase bine sau nu. Și de la... Tot de la Oriflame am cumpărat un produs nou apărut în catalog cu castravete și floarea aceasta galbenă pe care nu pot să o denumesc, nu o recunosc. Miroase extrem de bine, chiar seamănă a pepene, nu a castravete. Foarte, foarte bine miroase și e perfect pentru vară, pentru că poți să-ți răcorești tenul ușor. Deja e foarte lung clipul, dar trebuie să vă arăt ce am primit de la Sole. Sunt două punguțe. Astăzi a venit coletul, l-am așteptat 3 zile nebunită, deși nu a fost vina lor, a fost vina mea, fiindcă nu mă puteam hotărâ ce produse să comand, m-am răzgândit și de aceea a durat puțin mai mult procesul. Dar odată finalizată comanda, produsele au venit a doua zi și am... Este prima oară când comand online de la ei. Să vă zic experiența. A venit o cutie de carton, bineînțeles, cu foarte multe... bucăți din plastic care erau menite să protejeze bunurile cumpărate, să nu se degradeze, să nu se spargă, să nu pățească absolut nimic. Înăuntru aveam două punguțe, foarte bine, pentru că nu vreau să car acasă cutia aceea mare de carton și sunt destul de elegante acestea. Ce este simpatic e că pe fundul punguțelor scrie vă mulțumesc. Au venit cu factura, bineînțeles, și cu ei colaborează cu Fan Curier, a fost chitanță de predare. În pachet am găsit și o carte de vizită și fiecare produs a venit cu certificat de garanție și de autenticitate. Și să vă arăt ce am cumpărat. Primul este un parfum de la Gwen Stefani, L, din gama aceea Lemba, ei, dacă o știți, apărută de ceva timp. N-am fost super impresionată de ambalajul acesta, însă odată ce am vrut să deschid parfumul, am văzut aici un mesaj cu auriu. Nu o să distingeți voi prea bine, dar vă citesc eu. I want you all over me. Și pe urmă este turcoaz. Iar sticluța este o nebunie. Așa arată sticluța. Ah, se scoate capacul. Aceasta este sticla. Miroase foarte bine. Este un parfum fresh, dulceag, ușor pudrat și fructat. Până și pulverizatorul are aici o emblemă turcoaz. E foarte bun. Acesta are 50 de mililitri și a fost până într-un milion. Sunt impresionată de ambalaj extrem de mult. Cred că în colecția mea de parfumuri va arăta perfect. Sororii mele, pe urmă, de fapt, au fost niște vouchere pe care le-am primit de la ei, le-am câștigat și m-am bucurat de aceste bunătăți. Așa că am ales o pereche de ochelari de soare pentru Măriuca. Sunt Mark by Mark Jacobs. Acesta este etuiul, așa se deschide. Și aceștia sunt ochelarii ei de soare. Așa arată ochelarii.
Mi se par foarte frumoși. Au albastru, alb și un pic de roșu. Sunt tare frumoși. Ok, să vedem ce am mai primit de la ei. De parcă am uitat, de parcă nu aș ști. Și mi-am luat și mie o pereche de ochelari. Aceștia sunt Michael Kors. Etuiul este fantastic. Acest alb este extrem de elegant și de fin. Și am fost extrem de impresionată. Așa arată etuiul pe interior. Și au și aceștia un certificat. Și vin cu o lavetă din material textil. Ochelarii sunt aceștia. Sunt negri și așa vin pe lateral. Sunt Michael Kors Mykonos. Pentru că el a avut o colecție, fiecare pereche de ochelari era adresat unei destinații diferite și acestea se numesc Mykonos. Încă nu i-am purtat, nici măcar probat, dacă mă credeți. Și am mai cumpărat-o de la ei. Un parfum, o nebunie de parfum, mi-l doream. Este de la Guerlain și este Chalimar. Mă bucur ca un copil mic. Acesta este parfumul. Este absolut senzațional. Miroase foarte puternic. Nu este un parfum pe care să-l cumpărați fără să-l mirosiți, fiindcă e acel tip care poate da dureri de cap. Amintește puțin de Chanel 5, dar vag, fiindcă acesta este puțin mai sofisticat, mai tineresc o idee. Are multă vanilie, are iasomie și foarte multe alte note pe care niciodată nu o să pot să le rețin. Deci acesta este Chalimar de la Clarins. Și încerc să mă grăbesc, pentru că nu vreau să fac un clip de 50 de minute. Produse de la Sephora. Se putea? Înainte să trecem la Sephora, vreau să vă precizez că am mai luat, acum le-am văzut pe masă, două spume pentru epilat de la Deme Balea, una Caribbean Dreams și alta Summer Garden. Asta este cu mango și asta cu cocos și vanilie. De ce le-am cumpărat? Deși eu mă epilez cu ceară, vara, pentru că portăm mereu și port eu des rochițe sau fuste și atunci e nevoie câteodată să intervenim de urgență. Și le-am folosit de câteva ori, sunt foarte, foarte bune, îmi plac și sunt foarte ieftine. Trecem la Sephora. Am luat o mască de față Perfecting and Brightening Pearl Mask. Aceasta este tip fâșie, ca să spun așa, Fiber Mask, îi spun în engleză. Am luat un rimel de la ei și nu știu dacă o să reușesc să-l desfac. Pentru că nu m-am gândit înainte să-mi iau un farfec aici. Și sper să nu-mi rup unghiile sau să pățesc ceva mai rău. Da, să vedem dacă reușim. Nu o să reușim. Nu o să reușesc pentru că este din plastic. M-am chinuit eu, dar nu vreau nici să-mi rup unghiile. Oricum, dacă vreți un review despre acest rimel să-mi spuneți, vă arăt un pic despre ce este vorba. Practic are, acesta este tubul cu rimelul și aici este periuța. Și aici are un sigiliu, deci nu este desfăcut rimelul. Periuța este aceasta în două, așa arată și se poate uni în momentul în care o folosești. Aici arată și periuța și modul de aplicare. Spuneți-mi dacă sunteți curioasă, pentru că am fost prost inspirată și nu mi-am luat ceva să tai ambalajele. Mi-am luat un cub cu blueberry pentru zahăr de baie, pentru atunci când o să fac baie. O pereche de gene false mi-am luat de la ei. Sunt, cum să le zic, outrageous. Sunt scandaloase, hai să le zicem scandaloase, pentru că nu o să aibă un efect natural. Probabil o să le port la un eveniment. Și mai am încă 3 produse. E vorba de un creion jumbo, waterproof, rezistă 12 ore, în nuanța green. O să fac și un swatch.
Este din aceeași gamă cu creionul pe care l-am oferit la giveaway. A, și fetelor, pentru că am observat că încă mă întrebați, să știți că în data de 25 am postat câștigătorul pe Facebook și extragerea. S-a întâmplat deja, pentru că nu reușesc să vă dau un comentariu înapoi la toate. Nu știu încă de ce, încă nu am aflat. Am primit o mostră de la ei cu un parfum. M-au întrebat ce parfum vreau să încerc. Am zis că Pure Poison și, doamne, numai când miros sticluța asta simt că trebuie să-l am în colecție. Și am găsit ceva senzațional. A fost 33 de lei. Nu am, ba da, am bonul. Creionul alb a fost 33, da. Masca a fost 18, cubul 3 lei. Și mă chinui din nou să vă desfac ceva. Eu stau foarte prost la capitolul desfăcut ambalaje. Serios, deci sunt catastrofică. Nu reușesc. Deci pe cuvântul meu nu reușesc. Uf. M-am enervat și am mers după o foartecă, pentru că eu chiar vreau să vă arăt, să vă fac un swatch cu acest creion. Este un creion alb, simplu, dar e un creion care e foarte pigmentat în așa fel încât se poate folosi pentru machiaj artistic, pentru linia apei, acesta este de jos. Când l-am văzut cât este de pigmentat, am zis, clar, trebuie să fie în colecția mea și este nuanța 08 Pure White. O să mă întrebați dacă nu... De ce ai atâtea creioane de ochi în trusa de la Sephora? Alb, alb nu era. Și atunci acesta este binevenit. Și am luat încă o nebunie de produs. Poate unii o să mă certați sau nu o să mă înțelegeți. Dar din moment ce vă uitați la clipurile mele, probabil că avem aceeași afecțiune. Ok, este un lip top coat. Înțelegeți ceva de aici? Ei bine, să vă povestesc. Vedeți câteodată acele machiaje cu buze roșii sau roz sau orice altă nuanță și în partea aceasta din mijlocul buzei este o altă culoare, ca și cum se creează un degradé frumos? Ei bine, este acel tip de produs care, unde să vă fac un swatch să vedeți, se aplică pe mijlocul buzei pentru a crea un efect 3D. Este un auriu, este acesta de aici. Haideți să-l aplicăm chiar pe ruj, pe rujul pe care am făcut un swatch. Să vedem cum funcționează. Să nu credeți că este cremos, este ca un praf, ca o pulbere. L-am pus aici în mijloc. Oricum, pe buze se poate lucra cu el, se poate tapota ușor și se va obține un alt efect, dar ca să vă dați seama așa în mare, acesta este produsul. Și pentru că tot am adus forfecuța, să vă arăt și rimelul. Dacă nu am fost deșteaptă de la bun început, ne întoarcem din drum. Deci nu înțeleg de ce atât ambalaj. De ce? De ce? Acesta este rimelul, aceasta este periuța, așa se strânge. Și acesta este mascara. Nu o să-l desfac acum pentru că mai am încă 3 sau 4 mascara pe rol și nu vreau să se usuce acesta. Știți și voi cum este cu termenul de valabilitate odată deschise rimelurile. Dar sunt foarte curioasă, nu știu, cred că va fi o nebunie să-l folosesc. Cam astea au fost produsele achiziționate și sper că nu am uitat nimic. Dacă am uitat ceva, asta este, o să le vedeți voi la un moment dat. Vă pup, fetelor! Lăsați-mi un comentariu cu ce produse trăznite ați cumpărat voi în ultima perioadă, pentru că eu am experiența cu rimelul, am experiența cu masca de Iron Man și aș putea să zic chiar cu top coat-ul. Cum îi spune? Lip top coat. Bine, fetelor! Eu vă pup și fiți frumoase!